Să vorbesc câteva cuvinte despre ceea ce se spune în Biblie, în zilele acestea. Fiecare om trăiește o viață și păcătuiește sau face fapte bune. E, în momentul când moare, trebuie să se ducă pe lumea cealaltă și trebuie să suie în acea barcuță ca în acel tablou și să treacă malul, de trece bine și plătește luntrașul, ajunge în viața de apoi îngerească sau rămâne afară. Ceva de genul, cum ar fi, hai să-i spunem, cazanul cu oală sau mai știu eu ce, cu smoală sau mai știu eu ce altceva. Bun. Deci trebuie să plătești luntrașul. Îl plătești. În viață trăiești și faci fapte bune, nebune, păcătoase, nepăcătoase, fapte bune, fapte rele, cum vrei să-i spui. E, la un moment dat, o să spună ceva de genul: mi-am pregătit luntrașul, am intrat în Eden. Nu. În viață, dacă faci fapte rele, omor, viol, pângărire, etc., etc., furturi, defăimare, orice, la un moment dat o să spună ceva de genul: trebuie să mergi la proces. E, acum oamenii sunt împărțiți în două categorii. Cei care vor cu orice preț un proces și care nu vor un proces. Cei care nu vor încerca să facă orice ca să scape de acel proces. Mamă, ce tare, mi-a cumpărat avocatul nu știu cu tare, cu banii ăștia, cu nu știu ce, cu nu știu cum, cu nu știu ce. Am plătit și luntrașul pentru lumea cealaltă și fapte bune și am dat și am nu știu ce și nu știu cum și am sponsorizat nu știu ce biserică și nu știu mai ce și nu știu cum și nu știu mai ce. În capul lor, dacă au făcut acest lucru, au intrat în Eden. Dar nu sunt judecați, dar îi judecă pe alții și câștigă proces după proces. Sau cealaltă parte, care, da, fapte mai puțin ortodoxe sau neortodoxe, care ajung în pușcărie, care ajung pe lumea cealaltă, care mai știu eu ce. Ei, când ajung aceștia pe lumea cealaltă, cei care am plătit și am făcut și am nu știu ce și nu știu cum, așa, cu luntrașul, de fapt, în Biblie se spune că banul este ochiul dracului sau satanei. Și au scăpat de închisoare și nu știu ce și nu știu cum. Și au plătit și luntrașul ca în tablou și au trecut pe partea cealaltă. E, pe partea cealaltă ce l-așteaptă? Bun, ați plătit, se deschide poarta cu Sfântul Petre sau Sfântul Petru, intrați și apoi vă închinați. Ce vă așteaptă? Un lung proces pentru lumea de apoi. Și ce ați făcut? Am preacurvit. Și ce ați făcut? Am omorât. Și ce ați făcut? Am șutit. Și ce ați făcut? Nu știu ce. Și se termină, și se termină, și se termină procesul la Sfântul Așteaptă, pentru că Edenul durează o viață nesfârșită. Iar la sfârșit, când se va da instanța, sau instanța va decide ce a fost și ce n-a fost real, va alege ceva. Ori la cazanul cu smoală, ori treci. Între timp, pe cine cauți tu de o viață și încă o viață și încă o viață și încă o viață și un Eden și un Etern și oriceva, nu o să-l mai găsești pentru că s-a făcut ori bebeluș, ori e băiat,
Ori e fată. Dar puteți să-mi spuneți unde îl găsesc sau nu știu ce? Nu, trebuie să-l cauți tu încă o dată. Pentru că ce? Pentru că acolo nu se dă șpagă. Iată ce ați făcut. Am câștigat proces după proces, da? Am câștigat nu știu ce cu nu știu ce. Am dat acești bani, am sponsorizat această biserică, acest mitir, acest nu știu ce, acest nu știu ce, acest nu știu ce, acest nu știu ce. Ai văzut? Ai plătit un trașu să treci. Bacu. Și tot n-ajungi unde trebuie. Vrei să scapi de proces? Și ajungi la procesul vieții. Care este mai rău decât un examen de bacalaureat pe care posibil și acolo să fi copiat. Iar aici e procesul tău în care n-ai copiat după nimeni și trebuie să demonstrezi că n-ai copiat.